Vești bune de la meteorologi. De astăzi se încălzește spectaculos, iar în următoarele două săptămâni sunt așteptate temperaturi de până la 20 de grade Celsius. În timpul zilei și minimele nocturne devin pozitive. Până acum, primăvara a fost mai mult cu numele, fiind deosebit de rece pentru această perioadă, timp urât și ninsori. După atâtea zile friguroase, se pare că primăvara a sosit și în termometre. Meteorologii transmit că vremea începe să se încălzească, iar în următoarele două săptămâni, temperaturile maxime vor ajunge chiar și până la 20 de grade Celsius. Meteorologii vin cu vești bune și în ultima decada lui Mărțișor se încălzește spectaculos, astfel încât spre finele săptămânii viitoare ne vom bucura de valori termice diurne de până la 20 de grade. Același trend îl au și temperaturile nocturne, care devin pozitive și ajung până la cel mult 5 grade. În sfârșit se simte cu adevărat primăvara. Măi, da, să știi, adică e chiar mișto. Adică când am venit azi la școală de dimineață cel puțin era frig, dar după au început razele astea atât de mișto și atât de cald și bine și la școală a fost destul de frig, dar când am ieșit în căldură și era atât de super afară, am stat și în parc cu colegii cam o oră la soare. Ai planuri zilele astea să petreci mai mult timp afară? Sincer, da, vreau să mă duc pe la taică-miu, la țară, că dacă s-a încălzit, na, și e minunat afară acum și vreau să mă plimb puțin. Renunțăm în sfârșit la hainele. Da, vai, deci abia așteptam. Deja mă săturasem de geaca groasă din dulap. Deja au trecut primele două săptămâni din martie, cea din tâi lună de primăvară calendaristică, iar temperaturile au fost mai scăzute decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului. Soarele blând și temperaturile de primăvară s-au lăsat în zadar așteptate, vremea fiind rece în mare parte din țară, de parcă iarna n-ar mai fi vrut să se dea dusă. Am văzut că e martie și m-am trezit, era zăpadă afară și frig. Chiar așteptam să văd că iese soarele și e mai cald. O să renunți la hainele de iarnă? Să sperăm că da, să nu facă vreo surpriză vremea aceasta. Acum pare destul de frumos. Văd că te-ai îmbrăcat subțire, profiți de vremea de afară? Da, ținând cont că am avut astăzi fotografiile pentru absolvire, astăzi m-am aranjat, să zic. Și proprietarii de terase le-au pregătit deja pentru următoarele zile călduroase. Aceștia erau nerăbdători să își primească clienții cu cele mai bune preparate din meniu. Doamne ajută că în sfârșit scăpăm și noi de pandemie și, ce să zicem, am început să amenajăm terasa, deja ne așteptăm clienții la noi, clienții deja au început să vină, ei fiind fericiți că am scăpat de așa zisele restricții între ghilimele, este ok. Cred că toți preferă să stea la terasă afară. Da, să știți că așa este, datorită vremii frumoase și să sperăm că va fi din ce în ce mai cald. Până la mijlocul primei săptămâni, media temperaturilor maxime va avea variații între 10 și 19 grade, apoi se va situa în general între 16 și 18 grade. Media minimelor termice va fi în creștere treptată de la minus 4 grade în prima dimineață până la 5-6 grade în ultimele dimineți. Probabilitatea de precipitații, în general slabe cantitativ, va fi în creștere începând cu data de 27 februarie.